Anul trecut, pe 23 septembrie, 23 de localități din județul Giurgiu au primit câte un microbuș școlar nou pentru transportul elevilor și cadrelor didactice din mediul rural. Luni, 27 iulie, anul curent, alte 23 de microbuze vor ajunge la Giurgiu pentru a fi repartizate localităților care au nevoie de astfel de mijloace de transport. Luni vor fi aduse în Giurgiu un număr de 23 de microbuze școlare, microbuze noi, pentru 22 de comune și unul va fi repartizat municipiului, seminarului teologic, pentru că și ei au făcut o cerere pentru un asemenea microbuz. Beneficiari, evident, sunt comunele din județul Giurgiu, o să vi le și enumăr: Băneasa, Buturuceni, Frătești, Găiseni, Gogoșari, Gostinu, Grădinari, Izvoarele, Malu, Răsuceni, Stănești, Vărăști, Adunații Copăceni, Băneasa, Cumana, Hotarele, Prundu, Ul, Mihai Brafu, Colibaș și Mihăilești. Ca și anul trecut, cel mai probabil microbuzele vor fi aduse în parcarea din fața Teatrului Tudor Vianu, acolo unde primarii localităților beneficiare vor primi cheile din partea conducerii prefecturii Giurgiu. Pentru județul Giurgiu au fost aprobate toate microbuzele școlare cerute, 30 la număr, însă acestea au fost distribuite în tranșe.